Voinicul și tigrii. Doi tigri uriași se luptau într-o zi pe culmea unui munte, umplând împrejurimile cu răcnetele lor fioroase. Un luptător voinic și neînfricat, aflat prin apropiere, scoase sabia din teacă și se repezi cu gând să ajungă la ei și să-i răpună pe amândoi. Un înțelept ieșit din întâmplare în calea voinicului îl întrebă: încotro te grăbești? Cu cine vrei să te lupți? Nu vezi, răspunse voinicul, vreau să folosesc prilejul să omor doi tigri dintr-o singură lovitură. Nu pot lăsa să-mi scape ocazia de a-mi face cunoscută în toată lumea vitejia fără seamă. Bine, asta am înțeles, răspunse înțeleptul zâmbind, numai că nu știu dacă ai băgat de seamă că tu ești unul singur, iar pe munte sunt doi tigri. Sau poate ai de gând să le servești drept o masă, deși amândoi sigur nu s-ar sătura. Și ea spune, cum le vei nimeri capetele în îmbălmășala luptei? Dacă ai avea și minte agere pe cât ți-e brațul de tare, nu te-ai grăbi așa, ai aștepta până ce tigrul mai slab va fi sfâșiat de cel mai puternic, care va rămâne și el rănit rău. Atunci vei răpune cu puțină trudă fiara rămasă, fără să-ți pui viața în pericol. Cât despre mândrie, va fi la fel de mare, căci vei avea doi tigri morți, iar tu vei fi cu totul nevătămat. Voinicul nostru îi mulțumi înțeleptului și făcu tocmai cum îl sfătuise. După ce îl răpuse pe tigru cel mai puternic, luă pieile ambilor tigri și îl invită pe omul cel înțelept la el acasă, unde îl ospătă și îi dărui una dintre piei.